Ce bine că s-a terminat ziua de ieri. Oh, doamne. A, Mario, ce faci? Neața. Ce? A, neața. Da. Ce faci? Bine. Eu zic că astăzi trebuie să mergem la un doctor să-ți scoată chipul ăla din gât. Da, știu, hai, go. Haide, dar stai unde iată. Stai puțin. Nu contează. Iată. A, da, mi-a zis că se duce undeva peste seară. Ok. Și rămâne acolo vreo 3 zile. Mă rog, ce ai făcut, mă? Mă rog. A, cred că știi unde e doctorul. Cred că știi, nu? Cred că nu știu. Cred că știu. Hai să Hai vedem. puțin. Ce faci? A, mă rog. Ok. Uite-l. Am învățat un pic Ai... mașina. A, ok. Ce scrie. Pe... Cred că e pe aici, doctorul, nu? E frică. De ce să-ți fie frică? Nu-ți fie frică, mă. Dacă o să mă doare. Poftim? Dacă mă doare. Nu o să te doare, stai liniștit. Uite, cred că aici e doctorul. Nu Păi îmi știu. tai gâtul, cum să nu mă doare? E, pei, te... Îți dă un antidot pentru început. Domnul Antidoc, ce face cu Antidoc? Că nu-s Te bolnav, stupide. adoarme. M-am doar antidotul. Da. Da. Ok. N-am avut asta în viața mea. M-am doar antidotul. Cred că e închis, nu Ce-ai știu. făcut, mă? Și dacă e închis? Nu e închis, hai vino. Aoleu. Hai vino, mă. Ce vrei? Ești gata? Hai că te aștept. Haide. Ah, ok. O, Doamne. Mai o e frică. Da. Paolo, stai puțin. Oh, gata. Mario. Mario. Da. Hai, ești gata? Hai, devino. Mi-e frică. Hai, să nu-ți fie frică. Haide. Hai, vino. Unde? Aici, în camera aia, trebuie să te duci. Olu. Oh, Am da, domnule, ce vreți? Hai, du-te, du-te. Domnule, frică. ce vreți? Spuneți. Mamă, ce ești mâncățiș? Hai, spune ce ai pățit. Oh. Oh, ai un chip în gât. Nici o problemă. Mai întâi ia acest antidot. Hai, mă, nu fugi. Stai acolo. Țipă acum. Țipă. Peste 3 ore. Alo. Gata, domnule, puteți să fiți liberi. A? Ah, Mario! Ce? Ți-a scos chipul din gât? Da! Yay! Cum? Te-a durut sau ce? Nu m-a durut deloc. Eu ți-am zis. Nu mi-ai zis. Haide. A, ah, stai să-i dau banii la acest domn. Da, poftiți Când banii. cost. Gata. Haide. E bine că ți l-a scos, nu? Cum? Acum Acum am ai mai grijă să bine. nu-ți bage bala și alt chip. Ha? Hai, go. Unde mergem acum? Nu știu. De fapt, eu zic să mergem acasă la iată înapoi, încă am uitat ceva acolo. Haide. Stai. Mamă, dar Păi ne mutăm.
Mi-a doi de vocea ta. Ție-ți ia doi de vocea ta. Ne mutăm de la ea tot. Nu, hai să rămânem acolo, că nici nu știm unde e și na. Poate s-a mutat și decât să stăm singuri. Nu cred că s-a mutat, că mi-a zis că se întoarce peste 3 zile. Dar nu s-a mai... Ce vrea, mă duc la bunici. Mă rog, hai la... Hai, mă, haide să mergem. De fapt, stai puțin, hai să rămânem puțin aici, bă. Rămâi aici. Dă-te jos puțin. Așa, hai la restaurant. Acesta, oameni buni, a fost un episod mai special. Ciocanul, te uita în jos. Da, acum, apoi cum vedeți, s-a întors vocea lui Cioco. Pentru că mi-a luat Discord. Da, și-a luat Discord, dar deci acum noi suntem pe Discord. În descriere o să vă las în caz că veți mă adăugați la prieteni pe Discord. Da. Și da, e bine că Cioco și-a luat Discord și în sfârșit i s-a întors vocea. Ce doi mi-a de vocea asta. Yeah. Deci, da... Astăzi cred că o să mai fie un episod din nou, viață nouă, pentru că am plăcut noi să facem un video, dar n-au ieșit bine. Da, mă rog. Hai, bine! Pa, pa!